și am uitat să te anunț să mai vin pe la școală. Dar fii atent cum facem. Mă ajuți acum cu ceva? Da, normal. Cu ce? Eu trebuie să-ți închei media și pentru asta mai ai nevoie de o notă. Ce zici, îmi răspunzi și mie la două, trei întrebări, eu spun o notă în catalog și ne mai vedem când nu mai ai tu probleme acasă. Păi da, dar acum sunt bolnav. Perfect. Ce boală ai? Am insuficiență hepatică. Ce organ o produce? Urechea? Greșit. Ficatul. Nota 2 și cu 4 dinainte, exact 6. Deci, dacă încheiem situația, iese media... aritmetică. Exact. Media 3. Ești corijat, bă, băiatule, ne vedem în toamnă. Haideți, domn profesor, nu pot să vin în toamnă, serios. De ce? Că am scutire. Atunci ne vedem la anul, băi băiatule, clasa 11. Haideți, domn profesor. Nu merg nicăieri. Haideți, domn profesor, vă rog eu frumos, domn profesor. Ce ai, mă? Bă, nu mai pot de la atâta școală, nu mai pot. A început să mă ia călduri, deci nu mai pot, vine să leșin. Eu bea pauză nici de începutul ăla. Știu, mă, știu, dar am intrat în fibrilații de scutire. Mă enervează că n-am nicio scutire la mine care să mă salveze. Nu mai pot, n-am mai stat în bancă de la începutul anului. Bă, nu mai chiuli, că te lasă și asta de fizică și ar fi a treia. Știi ce se întâmplă la trei corigențe? Ce? Intră specială prostă. Te lasă repetent. Lasă-mă asta, mă, bă, vreau o scutire neapărat. Moară, mă, mă, mă ia. Găsi ceva. Ia uite-o, mă, mâncați-aș. Ia uite gura mea de aer. Uite stropul meu de apă în deșert. Pupa aia e și gura. Ia de să-mi scrie. Parvoviroză? Da, asta am. Bă, prostule, boala asta o doar câini. N-are, mă, nimic. Zilul dirigă ca la boala de la Nero. Hai, te-am pupat pe portofel, am plecat. Bă! O, Tănase, de când vreau să dau cu ochii de tine? O, domn profesor, prost moment v-ați găsit. N-ai mai dat de mult pe la orele de sport. Am avut și niște probleme de sănătate și... Hai, lasă vrăjeala. Pe școală se aude că face trafic de scutere. Chiar vreau să aud de tine discuția asta. Domn profesor, cum să vă zic eu... Zic, poți să-mi faci și mirosul de niște scutere de la muncă. Poate scurcă.